Bună ziua și bine v-am găsit! Domnule Iacob, care este motivul pentru care ați ales echipa Vasile Liuț? De ce v-ați încadrat aici, la Consiliul Județean? Echipa care se bucură Consiliul Județean a dovedit în ultimii ani că a știut și au putut să se regrupeze în fața unor idei noi, în fața unor provocări noi, oameni care își doresc să obțină performanță și au obținut performanțe. Iar viitorul, așa este conceput, creionat, să spunem așa, Consiliul Județean să obțină performanță, iar eu, obținând performanțe în timpul perioadei pe care am avut-o de prefect de aproape 8 ani, și asta o performanță la nivelul județului Călăraș, cât și în țară, îmi plac rezultatele deosebite și, așa cum am spus-o, mă aliez cu cei care vor să facă performanță. Performanța pentru noastră a însemnat în munca de zi cu zi o activitate deosebită. Că a fost prefect, cum apreciați cele mai grele situații de criză prin care a trecut județul Călăraș? Care au fost? Este greu să menționez una anume. Emoțiile cele mai mari sunt atunci când salvezi vieți. Și au fost situații de genul acesta. Îmi amintesc că primul plan roșu în România a fost dat de, nu neapărat de George Iacob, ci de echipa de la Călăraș. Îmi amintesc că cel mai mare accident auto petrecut în România a fost gestionat tot de echipa de la Călăraș. La ambele evenimente am fost la fața locului. Au fost momente tot așa de criză în care îmi amintesc acum de o situație în care Dunărea era înghețată, iar niște barge în zona Oltenița au rămas prinse în sloiurile de gheață și a trebuit să apelăm la un elicopter pentru a le putea aduce alimentele pe acele barge care la un moment dat se și rupseseră, erau despărțite. Au fost astfel de momente. Tot pe un viscol de data asta, o femeie a născut și a fost foarte dificilă salvarea ei și a copilului, pentru că au trebuit să ajungă la spital. Drumul era închis, viscolul își făcea simțită prezența. A fost cumplit, dar în final cu ajutorul echipei, cu ajutorul unor oameni de bine, cum au dispărut, să spunem, în ultima perioadă, s-a reușit ca fetița să fie salvată și mama la fel. Și cu siguranță mai sunt astfel de momente pe care acum nu mi le amintesc. Intervenții au fost multe, situații de urgență. Aducem aminte, domnule prefect, de prezența dumneavoastră atunci când a fost tornada din Dragalina, la fel acel carambol soldat cu multe mașini incendiate distruse de pe autostrada A2. Cum ați colaborat cu echipa, cu primarii, cu ceilalți responsabili de astfel de evenimente? Foarte bine. Atât timp cât știi oamenilor ce să le ceri, cum să le ceri, ai o imagine și o idee asupra ceea ce este de făcut, foarte bine. Am avut o echipă, mi-am format o echipă în timp și a fost meritul echipei de la Călăraș. Niciodată n-am spus George Iacob a făcut echipa, pentru că eu cred în echipă și așa cum o fac și acum, cred în această echipă a Consiliului Județean. Vreau să vă întrebăm, domnule Iacob, ați fost subordonat mai multor miniștri, prim-ministri. Cum apreciați cel mai implicat prim-ministru al României în perioada de 8 ani cât a fost prefect? Mi-e greu să fac un astfel de clasament, însă ce vă pot spune este următorul lucru. Absolut toți prim-ministrii
au felicitat în diferite situații activitatea echipei de la Călăraș. Absolut. Toți miniștrii ai afacerilor interne pe care i-am avut au felicitat la un moment dat activitatea instituției prefectului de la Călăraș. Inclusiv domnul ministru Vera, în luna noiembrie sau decembrie, în cadrul unei videoconferințe, a felicitat activitatea instituției prefectului, a echipei instituției, pentru rezultatele pe care le-am avut. Să fii pe primul loc în țară, în niște clasamente, asta nu înseamnă o întâmplare. Înseamnă că o echipă și-a făcut datoria corespunzător. A fost responsabilă pentru că rezultatele nu apar întâmplător. Ele apar în urma unei munci depusă cu seriozitate, cu implicare. Nu sunt gratuități care vin de undeva. Și m-am bucurat pentru că oamenii au muncit. Și nu puțin. Am putea evalua activitatea echipei noastre ca prefect, ca fost prefect? Eu apreciez ca... În performanță, domnule Iacob. Ca foarte bună, ca excelentă. Și echipa se va confrunta și de aici încolo cu situații, cu probleme. Așa sunt instituțiile făcute. Vor fi momente în care fiecare dintre ei trebuie să-și aducă aportul. Cunoșteam problemele instituției. Repet, 19 ani sunt în instituția prefectului. Cunoșteam toți colegii, cunoșteam toate problemele instituției, trecusem prin două funcții înainte de a fi promovat. Cunoșteam în județul, cunoșteam toți primarii, toți secretarii, toți viceprimarii, ei mă cunoșteau pe mine. În fiecare localitate ajungeam de 2-3 ori pe an. Și trebuie să recunosc că eram și vicepreședinte al Sindicatului Național al Funcționarilor Publici și răspundeam de zona administrației. Dacă nici astea nu sunt aturi pentru a fi un glisando în preluarea atribuțiilor de prefect, nu știu care ar mai trebui să fie. Deci eu nu veneam din altă parte, veneam din interior. Ca tare, n-a fost nicio emoție. Cele mai frumoase amintiri sunt cele legate de salvarea vieților omenești. Cu siguranță sunt și altele, dar astea sunt cele mai dragi. Da, sunt. Care ar fi, domnule fost prefect, domnule Iacob, lucrurile care ar trebui continuate la prefectura Călăraș? Ce lucruri ar mai trebui continuate? Am spus-o ieri la investirea noului prefect, domnul Stoica, un lucru pe care îl regret că nu l-am putut face, salarizarea personalului din instituția prefectului. Deși sunt oameni deosebiți, sunt oameni pe care își dorește aproape orice conducător de instituție, în echipa lor. În acest moment, colegii au o salarizare, din punctul meu de vedere, necorespunzătoare. Dacă tot le cer oamenilor să ducă la îndeplinire misiuni, activități, responsabilități pe care le au, nu poți să-i plătești ca pe niște zilieri. Așa ne place fastul, instituția prefectului dă bine în multe situații, prefectul și instituția prefectului. Dar când este vorba de salarizare, îi plătesc aproape ca pe niște necalificați. Ne place când instituția prefectului obține rezultate. Sau că gestionează alegerile, un exercițiu democratic foarte important în orice țară, este gestionat de instituția prefectului. Dar când e vorba de plătit, nu mă interesează de ei. S-o facă. Pentru situații de urgență, la fel. Nu mă gândesc la cei oameni care gestionează problemele.
pe fond funciar, pe legalitate, pe... Încă o dată, ai nevoie de profesioniști. Unde se iau acești profesioniști dacă nu fac locul de muncă atractiv și din punct de vedere financiar? Și atunci oamenii încep să-ți plece, pentru că au și ei problemele lor, trebuie să-i înțelegem, pentru că sunt probleme. Au chirii de plătit, au copii de întreținut, au familii de întreținut. Și ce să le dai din 2000 și ceva de lei? Ca profesionist, domnule Iacov, vreau să vă întreb. Puteți colabora? Cum anume ați putea colabora cu echipa Marian Stoica? În aceleași condiții. Nu suntem pe poziții diferite. Vom încerca să facem echipă în problemele cu care se confruntă. Din această poziție de coleg de administrație, voi face echipă cu acei care își vor dori acest lucru. Marian Stoica este un călărășan, a făcut parte din echipa mea, avem multe amintiri împreună, multe situații de urgență, de viscole gestionate împreună, în care eu eram în punctul de comandă, iar domnul comandant Stoica pe vremea aceea era cu oamenii la Ogoru sau în alte situații în care prezența lor, a jandarmilor, era foarte important. Și cum să nu le mulțumesc colegilor de Ministerul Afacerilor Interne care și-au adus aportul la toate aceste rezultate. Este important. Că vorbim totuși de situații de urgență. Mă amintesc că de la încheierea unui cod roșu de viscol și din soi, în județul Călăraș, după 24 de ore, s-a circulat în proporție de 98%. De ce spun 98%? A rămas porțiune mănăstirea, na, deci pădurea Ciornuleasca, pădurea Ciornuleasa, în care o dezăpezim ultima, cunoaștem motivul. Nu există o localitate pe drumul ăla, doar este o scurtătură. Păi nu vă supărați. Este o performanță. La 24 de ore de la cod roșu, de la drumuri închise, de la județ închis, să circule în tot județul. Ei, dar ca să avem o astfel de declarație, o astfel de performanță, vă asigur că mulți nu au dormit. Și s-a făcut cu efort. Trebuie să ne mulțumim și colegilor de la Enel. Este adevărat, în timp de criză, toată lumea care a avut un deranjament este nemulțumită. Dar trebuie să ne gândim că alți semeni de-ai noștri pe acest viscol sau pe un viscol au pornit mașinile, s-au dus pe vânt, pe temperaturi scăzute la minus 10, 15, 20 de grade, să identifice un deranjament în câmp și îl identifică prin verificare, da, la liniei, după care să urci pe stâlp, să bată vântul și totul să rezolvi deranjament. Și alte sute de cetățeni sau mii de abonați că s-au întâmplat să aibă curent. Echipa s-a mișcat, a funcționat. Și trebuie să-i și apreciem pe oameni, că așa trebuie, așa este corect. Oamenii care muncesc, oamenii care își pun acolo, ei nu sunt roboți, să ne înțelege. Au și ei familie acasă. Și își pun și ei viața în pericol când se duc la o astfel de misiune. Pe timpul nopții, la miez de noapte, bate vântul, nu poți sta în picioare, și tu trebuie să pui scara pe stâlp. Ca alți cetățeni să aibă curent. Trebuie să apreciez oamenii care muncesc, care... Vreau, domnul Iacob, la încheierea interviului, să vă întreb dacă aveți un mesaj pentru foștii colaboratori, pentru foștii colegi din prefectură și nu numai. Parte din mine a rămas acolo și va rămâne acolo, indiferent de declarațiile mele. Mă voi întoarce și mă întorc cu drag de fiecare dată în acea instituție,
Și cine știe ce va hotărâ bunul Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Mulțumim pentru interviu și vă dorim și aici, în echipa Iduță, același succes. Vă mulțumesc și eu. Toate cele bune.